Dăm startul în acest moment. Silviu și Emilia, prima echipă, succes! Cartierul Fabric. Fabric este unul dintre cartierele istorice ale Timișoarei. Numele său vine de la fabricile care s-au construit aici încă de la apariția sa. Fabricul și-a început existența în 1718, când o parte din populația româno-sârbă s-a mutat aici pentru a respecta cerințele militare de reconstrucție a noii cetăți. Mergeți în fabric unde veți descoperi trei monumente istorice, cea mai veche fabrică de bere funcțională din România, sinagoga în stil maur și biserica Millennium. Nu, eu mă refer că gen dacă îți dai seama sau și de pe hartă, că sunt locuri în care e greu să găsim și parcare și nu știu, ne orientăm la fața locului, da. Fabrica de bere, simbolul berii, tac timișoreana, story și atât, fără okay. Alte trei. Deci nu trebuie să le păzăm. Cam cu ce viteză au mers ăștia de ne-au ajuns? Bere cu tradiție. Fabrica de bere Timișoara se fabrică. Intrați în fabrică, însuțiți de angajatul care vă așteaptă și identificați. Trebuie să aduc mașina. Ăștia au făcut deja proba, nu pot să cred. De angajatorul care vă așteaptă și identificați în curte trei monumente semnificative pentru istoria berii și a fabricii timișoreana, acum exponate în muzeul propriu. Imediat ce a semnat, părăsiți fabrica și căutați accesul din interiorul în restaurantul Curtea Berarilor Timișoreana. Aici povestea berii continuă la timpul prezent. Veți primi o listă cu ingredientele principale ale berii. Dă-te așa, dă-te așa. Hai înăuntru. Mamă, dar cum au ajuns ăștia? Bună! Bună! Bine ați venit! Bine v-am găsit! A doua echipă? Da! Haideți, vă rog! Era în prima, da! Poftiți! Mulțumim! Haideți. Bună ce ziua. Trebuie să facem? Să intrăm în fabrică, însoțiți, să identificăm în curte trei monumente semnificative pentru istoria berii și a fabricii. Probele ar fi fost simpatice, însă fiindcă ne-am trezit cu ei imediat în coasta noastră, cumva cel puțin eu am simțit din start că ne-am pierdut avantajul și n-am înțeles cum au ajuns, motiv pentru care la proba de la probele de la berărie am fost așa pe fast forward și am alergat în continuu să găsim elementele de la muzeu și apoi să putem să preparăm, să punem cele trei elemente, malț, hamei și ce mai era? Malț, hamei și drojdie în sticlă. Ce mai trebuie? Hai că am eu poze! Cât ați mers? Ia zi! Zi 150? 200! N-aveai cum să nu... N-aveați... Cum să nu... Mai trebuie să facem ceva? Restaurant Curtea Berarilor! Oricum, prima echipă care e întreagă! Primim o listă cu ingrediente principale, sticle, etichete. Hai, zi! Citește aici că nu mai am. Primim ingrediente. Adăugați în sticlă ingredientele de pe listă. La final lipiți etichetele și puneți capul acolo. Uite-te tu acolo. Trebuie să adăugăm ingredientele de pe listă. Malț, hamei și drojdie. Ia. Du-te, ia-le tu, că lipesc aici. De unde să le iau? Uite-le acolo! Asta e drojdie, nu? Silviu s-a ocupat de partea de etichetare a sticlei, în timp ce eu am mers și am început să iau din cele trei elemente să le adaug în sticlă. Asta e drojdie. Drojdie ce mai? Hamei. Și malț. Hamei care? E ăsta verde? Așa? Și ce mai? Malț. Gust dulce. Și culoare.
trebuie să facem poze cu sticla. Gata, da? Da. Gata. Și gata. Noi. Și noi. Hai! Fugi, Bogdan!